Dragii mei prieteni, bine v-am găsit la Seara Românească, o emisiune frumoasă, o emisiune gândită pentru dumneavoastră, cei din fața micului ecran. Ne pregătim să îi sărbătorim pe interpreții noștri dragi, ne pregătim să aducem bucurie în sufletele dumneavoastră și ne-am propus ca din această seară până vineri să le sărbătorim pe măriile noastre, pe cele care sunt interprete de muzică populară și în această seară o sărbătorim pe Mariana Bilică. Îi spunem la mulți ani, cu sănătate, cu fericire, cu bucurii și cu tot ce este mai bun pentru sufletul dumnei, curat și frumos. La mulți Ian, sărut mâna. Mulțumesc din suflet, bine v-am găsit pe toți, m-am bucurat că v-am văzut. Să știi că și nepoata mea e tot Maria, îi zice Miriam. La mulți ani, Măriuță frumoasă. La mulți ani, mulțumesc. Lăsați-o că suntem pauza de masă, vă rog frumos, da. Nu deranjați. Servește micul dejun. Ea mănâncă când vrea, nu când vrem noi. Păi foarte bine. Doamna Mariana, vreau să vă mulțumesc pentru că în această seară ați adus o parte dintre prietenii dumneavoastră și sunt oameni care vă iubesc necondiționat. Așa e. Așa că aveți cu ce vă mândri, aveți prieteni deosebiți. O văd aici și pe Corina Dragomir și mă bucur că a revenit la ea acasă, pentru că Etno TV este și casa ei. Mă bucur să-i revăd pe toți interpreții, dar mă bucur foarte mult să vă revăd pe dumneavoastră, pentru că o perioadă ați lipsit de pe micul și ecran. Și o să mai lipsesc. Cât mai lipsiți? Păi iarna stau mai mult în Anglia, vara în România, pentru că ele sunt în vacanță. Roxana este la medicină și în pauzile ei venim în România. Și cât veți sta acum când plecați? 2, 3, 5 luni? Până la Crăciun. Plec în 10 octombrie până în 15 decembrie. Nu stați mult. Stați puțin. Încă o dată la mulți ani. Vreau să dăm drumul la emisiune cu cântecul dumneavoastră, apoi mai vorbim, dar pentru dumneavoastră avem multe, multe surprize și nici nu știe Mariana Bilică ce o așteaptă în această seară. Cine vine să-i spună la mulți ani, cine vine să îi aducă un dar frumos Marianei Bilică, nu vă mai... Așa că nu știți despre ce este vorba, așa că spre finalul emisiunii veți avea parte de o surpriză extraordinară. Acum, doamnelor și domnilor, ne cântă Mariana Bilică! Thank you.
bea se înveselește și atunci știe că trăiește. Și întotdeauna să ne fie ca și acum. Dau noroc cu fiecare ca la zi de sărbătoare. La mulți ani și întotdeauna să ne fie ca și acum. Dau noroc cu fiecare ca la zi de sărbătoare. Sărbătoare avem și noi în această seară în platoul emisiunii Seară Românească. Doamna Mariana Birică, iar ați venit cu legumele astea? Nu știți că noi suntem la cură de slăbire? Ia să mergem așa către masă, că prea frumos arată fructele astea de mare. Ia uite, da. ce avem aici? Avem copănele, pui în Shanghai. Pui în Shanghai și cu porc Shanghai, pentru că am avut mușchiuleț, așa, știi, și ăla merge ca și pieptul de pui. Da, am și pui și porc. Mă, și dar aici... nu v-ați gândit să vă deschideți, nu știu, o patiserie, să spuneți, la plăcintele lui Birică, că ați adus aici 7 platouri cu plăcintă. Asta e plăcintă cu brânză și cu stafide. Uh-huh. Asta este cu dovleac cu măr amestecat. Și cu stafide, ca să știți că și le văd. Și cu stafide, nu da. Cred că ați făcut-o dumneavoastră pasta? Nu, da? Cum să păi nu. Și de ce n-ați știut de... Eu, că am supărat un pic pe Roxana, am zis, nu mă ajutați niciunul, toți mâncați, dar niciunul... Da, să știți că mie Roxana după... mi-a spus că... Da, a venit ea... și mi-a spălat vasele, m-a ajutat într-un final, când a văzut că m-am supărat un pic. Și aici este cu brânză, dar cu cocă făcută de casă. Uh-huh, uh-huh. Că așa aveam și foi în frigider, dar am zis... Corina, cum sunt plăcintele Marianei Birică? Sau nu ai gustat? Nu știu că n-am gustat, dar m-am gândit că nu m-am așezat deloc bine aici. Pentru că miros atât de frumos că... Uite, colega mea de la secretariat, Corina, să știi că are poftă de da, un, și dăm, care-i problemă? Dom'. Vrei, drag, acum? Zice că, da, este, da, este însărcinată în 3 luni. Păi da, este însărcinată și... Cine v-a spus așa ceva? Să știți că și ea își dorește să servească din produsele acestea, da. Dar cel mai mult își dorește să nu să servească, să mănânce. Liviu Ghimel, colegul meu, prietenul meu de viață și prietenul lor, când am venit, m-am dus la ei direct, că iubesc. Ei știe că eu iubesc și dacă nu, luam de jos ceva și tot. Și știi, am zis, da. Până să înceapă emisiunea, mă, ce-ai făcut? Ai luat platoul cu plăcinta al Marianei Birică? Că e pentru... Zice, stai liniștit că mi l-a dat doamna Mariana. Da, păi, le-am normal adus că expres dacă lor, prietena lor. Pentru că le e mai greu să vină de la camere, să vină la masă. Și a, atunci... mă, dar de ce le e greu? E, pentru că stă la... A, la filmat, da. Bine, dar avem și pauze de publicitate, să știți. Da. Vreau să mergem mai departe. Lângă dumneavoastră vine Horia Vlădan. Horia Vlădan nu este doar prietenul meu, este și prietenul nostru, pentru că a fost de multe ori în emisiunea noastră. Așa este. Bine să vă spună la mulți ani, domnul Horia. Bine ați venit, domnul Horia, și mă bucur că vă revăd. Bună seara, bine v-am regăsit. La mulți ani, doamnei Mariana. Mulțumesc. Și să-i dea Dumnezeu sănătate să ne mai cheme, că ce e acolo e chiar apetinsant și nu știu cum să spun, ar trebui să dispară după masa aia. Păi Birica, așa păi cum îi zic eu, și dispare. Birica întotdeauna vine pregătită și dacă e ziua aia dumnei și dacă nu e ziua dumnei, tot aduce câte o plăcintă, câte un cârnat, câte ceva, o friptură. Ceva, da, ceva nu vine tot cu mâna aduc. Goală. Păi, așa da. Sunt buzoiencele, așa da. Sunt muntencele. Dar nu vine cu mâna goală nici Ioana Mierloi, pentru că Ioana Mierloi vine cu un cadou pentru dumneavoastră, vine să vă spună ea la drăguță, mulți ani, ca de obicei, și știu că vă este o prietenă bună, da. Tare bună. Să rămână, doamna Ioana. Bună seara. Uite, aveți. La mulți ani, doamna Mariana. Multă sănătate, fericire, noroc și să fiți o bunică bună așa cum sunteți cu noi toți. Da, mulțumesc, dar sunt. Că mă iubești, așa e că mă iubești? Ia spun. Da. Da, a zis da. Doamna Ioana, știu că trebuie să salutați pe cineva.
Drag. Da, Georgel, dacă îmi permiți, vreau să salut pe doamna patroană Vlad de la, și cu doamna Georgeta de la Negro 2000. Îi mulțumesc pentru tot ce face pentru cei nevoiași. Foarte mult îi mulțumesc pentru că mi-a dat ocazia ca să pot să-i ajut. Să trăiască și sănătoși, să, mai să le aducă Dumnezeu toate bucuriile din lume și să fie aproape de emisiunea noastră, de această frumoasă producție, să spun așa, Seară Românească. Lângă dumneavoastră, doamna Mariana, vine și telormăneanul Florin Petrușie. Am primit o frumoasă vârstă. Am fost acasă ani la dumnealui cu maestru Ion Ghițulescu, ne-a primit cu de toate și a zis așa, dacă este și o sărbătoriți Mariana Birică, pentru că mi este tare, tare dragă, vin și eu să-i aduc cântecul meu din Telorman. Bună m-am bucurat, seara. Chiar când l-am văzut pe coridor, m-am bucurat, zic, uite, o surpriză, o surpriză frumoasă. Așa bună este. Seara, bună seara, bine v-am găsit, vă doresc multă sănătate și împlinire. Mulțumesc. Mă bucur că am această ocazie ca să fac o urare în... Direct. Direct, ca să zic așa. O felicitație, spuneți la mulți ani și vă mai spunem și noi încă o dată la mulți ani pentru că ziua de ieri ați împlinit... Vă mulțumesc din suflet și am și eu câteva, ca să zic, la timpul respectiv, dacă... Nu, acum poate... e timpul respectiv acum și acum este momentul meu. O aveți în buzunar, hârtiuța. În primul rând trebuie să mulțumesc tuturor telespectatorilor, tuturor prietenilor care m-au felicitat cu această ocazie. Nici nu vă dați seama câtă bucurie mi-a dat în suflet ca să văd că toată lumea s-a năpustit asupra mea cu felicitări și oamenii cu urări. Oamenii vă iubesc toate. Pentru că sunteți un om bun. Vreau să transmitem la mulți ani pentru Andra, pentru Andra Șerban, pentru că astăzi și ea împlinește o frumoasă vârstă, nepoata dumneavoastră, nepoata mamei Marieta Șerban. La mulți ani, Andra! La mulți ani, Andra, dragă, să-ți dorim multă sănătate și împlinire. Știu că ești cu ochii pe televizor, știu că ești cu ochii pe noi astă seară. Totodată vreau ca să fac o urare tuturor măriilor și totodată... Mărinilor. Mărinilor, derivatelor acestora care sunt în prag, care a fi sărbătorite și le doresc multă sănătate în frunte cu Marieta mea cea dragă, soția mea. Ca să fie clar. Așa. Așa. Ce să vă spun? Vă doresc multă sănătate și încă o dată mă bucur că atunci când este ocazia ca să vă facem cântări frumoase, le facem cu toată dragostea, cum este în această seară, alături de Mariana noastră dragă și dorim multă sănătate încă o dată. La mulți ani pentru Mariana Birică, la mulți ani pentru dumneavoastră, la mulți ani pentru toți românii care la această oră stau în fața micului ecran și ne urmăresc. Doamnelor și domnilor, cântece frumoase avem pentru dumneavoastră. Ascultați-le! Și mi-l puse la izvor, măi.
statut pe picior, măi. Hai, hai, și când mă lăsai din zbor, să beau apă din izvor, mă luă statut pe picior, măi. De picior și după cap, măi. Nu știu, Doamne, te mai scap, măi. Cine era vânătorul? Era neicuța cu dorul. De picior și după cap, măi. Nu știu, Doamne, te mai scap, măi. Cine era vânătorul? Era neicuța cu dorul. Mâinicuță cu mustață, șai, lai, la, la. Mi-ai mâncat zile din viață, șai, lai, la. Shai lai la, câte zile mi-au rămas, măi, shai lai la, la. Cât am putere și glas, măi, shai lai la. Îmi fac pofta inimii, măi, shai lai la, la. Și-am să cânt când noi murim, măi, shai lai la. Nu mai fi răutăcios, măi, shai lai la, la. Fi puțin mai credincios, măi, shai lai la. Shai lai la la, nu face pe supăratul, shai lai la. Mâinicuță, puiule, măi, shai lai la la. Ai să pleci cu urmele, măi, shai lai la. O să fie prea târziu, măi, shai lai la la. La tine n-o să mai viu, măi, shai lai la. Shai lai la la, dar nici nu pot să te iert, măi, shai lai la. Câte zile mi-au rămas, măi, shai lai la la. Cât am putere și glas, măi, shai lai la. Îmi fac pofta inimii, măi, shai lai la la. Și-am să cânt până noi murim, măi, shai lai la. Pleci cu urmele, măi, shai lai la. O să fie prea târziu, măi, shai lai la la. La tine n-o să mai viu, măi, shai lai la. Hai cu sârba muntenească, neamul nostru să plăiască. Hai cu sârba n-o lăsa, joacă o bine țin așa. Hai cu sârba muntenească, neamul nostru să plăiască. Cine?
ziua înainte. Hai la sârba muntenească, sârba noastră strămoșească, sârba e dintelor man, cum se joacă pe Maidan. Hai cu sârba n-o lăsa, joacă cu mine, țin așa. Hai cu sârba muntenească, neamul nostru să trăiască. Hai cu sârba n-o lăsa, joacă cu mine, țin așa. Hai cu sârba muntenească, neamul nostru să trăiască. Sârba e din telorman, cum se joacă pe Maidan. Hai cu sârba n-o lăsa, joacă cu mine, țin așa. Hai cu sârba muntenească, neamul nostru să trăiască. Hai cu sârba n-o lăsa, joacă cu mine, țin așa. Hai cu sârba muntenească, neamul nostru să trăiască. Să trăiască toată lumea, să trăiască și telespectatorii noștri și vreau să le mulțumesc pentru că și aseară românii din fața micului ecran ne-au așezat în topul audiențelor. Vă mulțumesc, dragii mei români. Următoarea artistă m-a întrebat că ce am făcut de am slăbit, că arăt prea bine. Și i-am spus că ascult cântec din Muntenia. I-am spus artistei că o ascult pe Corina Dragomir pentru că are cântece frumoase. Corina Dragomir mi-a făcut acest compliment, iar pentru mine, Corina Dragomir înseamnă foarte mult. Este o artistă pe care eu o iubesc din tot sufletul și din toată inima mea și pentru că mi-este prietenă de o viață și pentru că ea știe să vină frumos în fața dumneavoastră. Cântă extraordinar de frumos, are repertoriul ei, este artistă de înaltă ținută și pentru mine, așa cum vă spuneam, Corina Dragomir înseamnă foarte mult. Sărut mâna, om minunat și talentat. Bună seara! Bine ai venit lângă Bună Mariana seara. Birică, sărbătorita noastră! Bună seara! Tu faci ce faci și vrei neapărat să mă lași fără grai. Mă alătur și eu prietenilor Marianei Birică și astă seară, iată, am venit așa o mână, numai o mână din prietenii tăi, să te sărbătorim. Îți spun la mulți ani, multă, multă sănătate, să-ți dea bunul Dumnezeu. Domn Petruș, dați-i microfonul. Tot ce-i mai bun și mai frumos, să te bucuri de copiii tăi, să te bucuri de împoțică, poate nu se știe, mai vine... Așa, nu se știe niciodată. Așa. Îți îmânez așa niște floricele de sezon, în toate culorile, ca să, exact așa cum îți doresc să-ți fie viața. Colorată în culori frumoase și în culori de suflet. Vreau să spun la mulți ani și celorlalți sărbătoriți, domnului Florin, și nu în ultimul rând celor ce poartă numele Sfintei Maria. Pentru că, iată, ne mai despar decât 48 de ore, mai puțin de 48 de ore pentru a sărbători această Maica noastră a tuturor. Și cu permisiunea ta, spun și eu la mulți ani sărbătoriților din familia mea, unchiului meu și mătușii mele, cei ce poartă numele acestei mari sfinte. La mulți ani și din partea noastră, mâine seară, aici, la Seara Românească, o sărbătorim pe Maria Loga. Așa că aveți toate motivele să ne urmăriți și mâine seară. Acum, chiar acum vreau să o ascultăm pe Corina Dragomir, pentru că ea în această seară ne aduce un cântec frumos, un cântec de suflet, Dor de acasă, și ne aduce și un videoclip. Un videoclip, acolo sunt și părinții ei, un videoclip realizat în... curtea, să spun așa, a muzeului satului din Curtișoara, nu din Curtișoara, din Pitești. Bine ai venit, bine ai venit, bine am adus, să zic așa, acest videoclip pentru oamenii de acasă, pentru că este un clip minunat și este un clip făcut cu suflet, este un clip chiar foarte, foarte frumos.
Așa că eu zic că este bine venit acest videoclip și pentru părinții tăi. Ei l-au mai văzut, mi-ai spus că au avut emoții când au văzut acele imagini și mă gândesc că în continuare au, au emoții văd aceste imagini. Da, așa este. Clipul, nu pot decât să-ți mulțumesc mult din tot sufletul ție, pentru că tu ești cel care m-ai sprijinit în realizarea lui. Vreau să spun că, într-adevăr, au fost stăpâniți de vie emoții, pentru că sunt oameni simpli, oameni care nu stau în fața camerelor și normal că emoțiile au fost inerente, dar zic eu că s-au descurcat destul de bine. Așadar, hai să urmărim acest videoclip, hai să ascultăm cântecul. Noi te aplaudăm și încă o dată te felicităm, Corina Dragomir. De acasă cam de multișor, sunt printre străini și nu-mi e ușor. Am lăsat plângând pe măicuța-n prag, șoftând în pridvor pe tăicuța drag. A rămas în urmă tot ce-aveam mai sfânt, casa, graiul, neamul și al meu pământ. Am plecat de acasă în țările străine, gândind că acolo e cu mult mai bine, neștiind că lumea mare îndepărtată nu-i ca lângă mamă, nu-i ca lângă tată, crezând că acolo ușor, neștiind ce înseamnă ca să duci un dor. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi nu mă lasă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi mă apasă. De casă și mult am oftat, mă gândesc în urmă la tot ce-am lăsat. Stau și mă gândesc, lacrimi curg pe față, străinui străin nu te ajută în viață. Nicăieri în lume omul nu-i mai bun decât este acasă un suflet de român. Mă gândesc într-una, mă gândesc la voi și aștept o zi să vin înapoi. Că străinătatea e grea și amară, te topește sigur ca un foc de pară, te amăgește de sufletul ți-n neacă și te simți golit ca o piatră seacă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi nu mă lasă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi mă apasă. Dor de acasă, dor
Am revenit, dragi prieteni. Vă reamintesc că în această seară o sărbătorim pe prietena noastră, o sărbătorim pe artista Mariana Birică. Doamna Mariana, vă rog să veniți lângă buna dumneavoastră prietenă, lângă celebra artistă Angela Săftoiu. Prietena mea. Angela Săftoiu, artista cu glas de privighetoare. O artistă cu un glas extraordinar de frumos. Întotdeauna am apreciat-o pe doamna Angela Săftoiu pentru bunătatea sufletului, pentru frumusețea repertoriului și pentru că întotdeauna a făcut lucrurile cu simț de răspundere. Nu mai zic și de costume. Doamna Angela, mă bucur că suntem împreună în această seară. Eu vă mulțumesc și ție și lui Mariana că voi m-ați chemat și mai ales Mariana că este ziua ei, se apropie ziua ei de Sfânta Marie și ea de fiecare dată face pe Sfânta Maria. Norocul meu că am două și pot să împart și una și alta. Dar în această seară împărțim bucurie pentru cei de acasă, pentru că întotdeauna cântecul este o mare bucurie pentru sufletul românului și le mulțumesc încă o dată telespectatorilor pentru că sunt alături de emisiunea noastră. Vreau să ascultăm un cântec de acolo din Mehedințul dumneavoastră, doamna Angela, un cântec care se referă la băiețelul dumneavoastră, să vă trăiască, Florin. Da, mulțumesc frumos! Când a făcut acest cântec, chiar am zis, Angela, tu cântecul ăsta să-l cânti, chiar dacă băiatul tău crește mare, că era mic, o știu, din când copilul era puțin mai mare decât Miria. Da. M-a ajutat Mariana Birică foarte mult și îi mulțumesc. Și... Păi, pe cine nu a ajutat Mariana Birică? Pe toată lumea a ajutat. Așa este. Dar mulți nu mai recunosc, dar e bine să-ți aduci aminte așa în viață de cine-ți face bine și doamna Angela, să iertăm pe cei care ajutați-ne cu un cântec, da? Vă ascultăm cu mare drag și vă aplaudăm, Angela Săftoiu. Și noapte, Doamne, eu m-am tot rugat ca să-mi dai și mie fată sau băiat. Doamne, Tu pe mine mult m-ai ascultat și mi-ai dat pe lume un frumos băiat. Zi și noapte, Doamne, eu mă rog mereu ca să trăiesc, Doamne, să-l cresc și eu. De ești tânăr, Doamne, sau de ești bătrân, singurătatea, Doamne, e un mare chin. Poți să ai avere de nu știi cât ai, dacă n-ai pe lume copii să-l-o dai. Că așa este, Doamne, în lume lăsat, să te pomenească fată sau băiat. Când mă duc pe acasă în satul meu cel drag și văd că tăicuța nu mai iese-n prag, mă apuc o jale de dor și amar. Și ce n-aș da, Doamne, să mai fie iar. Am găsit în curte iarba netăiată și pe măicuța mea, Doamne, supărată. Când trăia tăicuța, ea grijă n-avea, că făcea el totul și o ajuta. Dar acum, Doamne, nu mai are cine, că tăicuța-l meu s-a dus și nu mai vine. Și mă rog la Tine,
să nu-i fie greu. Mi-ai dat, Doamne, un băiat frumos și bun, să am și eu, Doamne, spun, să nu uite de mine când sunt bătrână, căci cu greu l-am crescut și l-am dus de mână. De-am avut, Doamne, sau de nu am avut, singurică, Doamne, eu mi l-am crescut. De-am avut, Doamne, sau de nu am avut, singurică, Doamne, eu mi l-am crescut. Eu am avut milă de părinții mei și m-am gândit, Doamne, într-una la ei. Foarte, foarte frumos. Să știți, doamna Angela Săftoiu, că regizorul meu de suflet, Dan Munteanu, regizorul de montaj, este băiatul care dă cadrele, cel care le cere cadre colegilor mei cameramani. Și să știți că vă apreciază și el foarte, foarte mult. Îi place cântecul din Mehedin și în mod special, ia auziți, Angela Săftoiu. Îi mulțumesc, dragă, să trăiești, să fii sănătos. Să trăiesc, să fii sănătos, să trăiască băiatul Dan Munteanu, să trăiască și colegii mei minunați, pentru că am aici colegi extraordinari. Vine în această seară, doamnelor și domnilor, să-i spună la mulți ani Marianei Birică, Daniela Grecu. Daniela Grecu, veselă întotdeauna, este în apele ei întotdeauna și în această seară, iată, ce veselă este Daniela. Bună seara, sărând mâna. Bună seara, bună seara, căutam cadou, nu știu pe unde l-am lăsat. Păi du-te, Daniela, du-te și ia cadou. Să mă duc, te, păi, te las, eu nu-ți fac nimic. Nu te rețin. Ia cadou, adu sărbătorite ce trebuie, gata, aici. Gata. Putem vedea și noi ce ai adus? Nu vreau. Bine. De cadou. Bună seara! Bine ai venit, bună seara! Mariana, la mulți ani! Mulțumesc! Să trăiești! La fel și ea mi-e prietenă de-o viață, prin mama ei. Da. Colegii mei, Dan Munteanu, este curios ce ai adus acolo. Hai mai, arată-i. Doamne, dacă e ceva intim. Și îmi zice Georgel, dă-te mai la stânga, mai la dreapta. Asta da, fac, domnule, așa, da, Dan Munteanu, da, da. A, este ceva din intim, costumul, da, popular, e... am văzut. Hai că nu, 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 nu. A, nu. E altceva. Nu sunt kilos, da? Da, poate sunt, Doamne, la ești chiar culmea. Păi da, mă, Daniela, dar nu se duc. E costum de baie. I l-am luat când am fost noi la Mangalia, uitat. A, nu știam că ai luat costum de baie, dar dacă îi trebuia un costum de baie, uite că a primit în această seară. Păi, ce că niciodată nu-i prea probezi, mult. Să-l probezi, auziți? Să-l probați. Aici... Poate da, la până spre finalul emisiunii, bă, probați. Voi veni și în chiloți. Da, o ajutați, da, că are nevoie, da, de ajutor. Dar Marius Crucieru nu are nevoie de ajutor. Nu, Daniela, da, vrei să mai zici ceva? Urez și eu la mulți ani tuturor celor care serbează ziua onomastică, Sfântă Mărie, Mărin, Mării, Maricici, Marinel, Marinuș. Marinel, cel mai tare în portofel. Mariusică, probabil și... Da. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Marius, mulțumesc din suflet. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc, doamnei Mariana Birică, pentru invitație. Și eu îi spun din suflet un sincer la mulți ani. Sănătate, bucurii lângă familie. Vin cu o mare plăcere datorită faptului că doamna Birică e vecină de sat, de unde satul provin lui. Și eu. Ah. 8 kilometri peste câmp am de la mine până la el. Exact. Deci sunteți vecini, sunteți vecini. Vecini, da. Ultima dată a fost și n-a vrut să mă cheme, eram acasă, nu am glumit, evident. Era acasă și a zis că dacă ar fi știut că sunt acasă, venea și el la petrecerea noastră. Că am făcut cu doamna Mioara Voico petrecere, de nou uităm, cred că niciodată. Exact. Adică și cu mine. Da, și face doamna și dacă îmi permiteți Voicu și mie, te rog, să transmit și eu părinților mei, Marin și Maria, care și ei sărbătoresc de Sfânta Maria de nume. La mulți ani, să-ți trăiască părinții. Mulțumesc, dragi prieteni, mâine seară de la ora 20 avem o seară românească, avem o seară a românilor cu Maria Loga și invitații ei. Acum ascultați pe invitații din această seară.
viață, trec prin multe în viață, știe doar sufletul meu. Dar la toate eu am făcut față, n-a fost nici ușor, nici greu. Mi-a fost dat să trec prin multe în viață, știe doar sufletul meu. Dar la toate eu am făcut față, n-a fost nici ușor, nici greu. Și de-o fi să mă mai nasc odată, tot la fel am să trăiesc. Nu m-am gândit că mi-a fost greu vreodată și cu asta mă mândresc. Și de-o fi să mă mai nasc odată, tot la fel am să trăiesc. Nu m-am gândit că mi-a fost greu vreodată și cu asta mă mândresc. Așa am ajuns departe. N-am lăsat să-mi stea nimic în cale, am muncit să am de toate. N-am trăit viața la întâmplare, așa am ajuns departe. N-am lăsat să-mi stea nimic în cale, am muncit să am de toate. Și de-o fi să mă mai nasc odată, tot la fel am să trăiesc. Nu m-am plâns că mi-a fost greu vreodată și cu asta mă mândresc. Și de-o fi să mă mai nasc odată, tot la fel am să trăiesc. Nu m-am plâns că mi-a fost greu vreodată și cu asta mă mândresc. Și cu asta mă mândresc. Și de-o fi să mă mai nasc odată, tot la fel am să trăiesc. Nu m-am plâns că mi-a fost greu vreodată și cu asta mă mândresc. Roșie de mac mi-a dat tata acasă-n sat, măi. Pământul să fie al meu, să nu duc în viață greu, măi. Să-l muncesc și să nu-l vând, că pentru tata e sfânt, măi. Să-l muncesc și să nu-l vând, că pentru tata e sfânt, măi. Ce-aș da și orice-aș face, anii nu vii pot întoarece. Să mai fiți tineri odată, cu noi toți prin curtea toată. Și mâine de aș putea, v-aș da gandină viața mea. Și mâine de aș putea, v-aș da gândină viața mea, măi.
patru feciori ați crescut și lume i-ați petrecut, măi. Azi cu toții ne plecăm și mâna o sărutăm, măi. Dragii noștri, bunii părinți, pentru noi sunteți doar sfinți. Dragii noștri, bunii părinți, pentru noi sunteți doar sfinți. Prin lume tot purtăm același nume, dar când dorul ne apasă, toți patru venim acasă. Și în gând cu voi mereu, mama mea și tatăl meu. Și în gând cu voi mereu, mama mea și tatăl meu, măi. Doamna Mariana, văd că vă topiți așa de bucurie. Nu o lăsați o clipă așa. Da, nici pe Roxana. Fata, nu când... știu dacă am iubit-o atât de mult ca pe acest copil. Da, nu știu, cred că am mai mult timp să gândești, adică atunci și servici și copilul era mai greu, dar acum dacă... Doarme cu dumneavoastră nepoțica? Da, când pleacă ei, când asta nu zice, întreabă unde e mami, tati și unde e tati? La job. Și mami? Avici.
Da, e superbă. Aveți o nepoțică extraordinară. Mulțumesc. Chiar foarte frumoasă. Să vă trăiască nepoțica, să vă trăiască copiii și să vă trăiască și prietenii care în această seară vă încolzoară. Să le dea Dumnezeu sănătate. Vreau să mergem mai departe. La mulți ani pentru băiatul lui Ioana, că Ioana, și așa, că mi-a zis că e și acolo. El Marian. Și am zis la când mulți ani vine. Pentru băiatul meu Marian, pentru nepoata mea Ana Maria și pentru Mariana Dobre. Sănătate și eu din mai am partea o noastră. Maria la Buzău, soția domnului care mi-a scris cărțile. Le am la mine și aș vrea să le arat măcar coperta cărților. Dar, păi, după ce revenim dintr-o pauză de publicitate, ca să avem timp să ne pregătim, da? Dar până atunci vreau să-i spun bun venit domnului profesor Nicolae Dulgheru, un prieten de-al emisiunilor noastre, un om care întotdeauna reușește să aducă bucurie în sufletele noastre prin cântecul dumnealui. Este îmbrăcat în această seară la patru ace și stă foarte bine, să spun așa. Mulțumesc, domnule profesor, bine ați venit. Bună seara. Bine te-am regresit, mă bucur foarte mult. Vreau să-i spun și eu doamnei Mariana Birică, la mulți ani și multă sănătate. Și avem un cadou împreună cu domnul Condruz pentru dumneavoastră, dacă îmi permiți. Vă rog, mult de tot. Domnul Condruz, ia dumneavoastră domnul florile. Domnul Sterea Condruz și dumnealui în această seară, alături de dumneavoastră, alături de sărbătorita noastră, de Mariana Birică. Și iată că invitații. Doamna Mariana, din partea noastră, puteți să arăta lui Georgel, pentru că nu este o... Vedeți? Nu este. Și încă mai e ceva aici. De aceeași firmă. Dar să știi că... Sunt amândouă de damă? Da. Să știți că... Păi nu, că am o iubită acasă, puteți să-mi dați eu. Nu de damă, de d... De dat. De dat. Și o floare foarte frumoasă pentru dumneavoastră. Pe doamna Berică eu o cunosc de foarte mulți ani. Totdeauna când ne-am întâlnit, ne-am respectat. Niciodată nu am avut probleme, dar doamna Birica a fost alături de mine pe 27 august la Valea Călugărească, când mi-am sărbătorit aniversarea de când eu sunt în muzica populară și am avut aproape 20 de artiști lângă mine, chiar în comuna mea. Sărbătorit acolo. Vreau, da, domnul chiar... Sterea Condruz, să-și ia un microfon de acolo, ca să putem așa chiar să a fost. Doamna Mariana Birică poate să confirme cât de frumos a fost acolo. Da. Super. La microfon. Mulțumesc foarte mult. Ne-am simțit foarte bine și chiar curiozitatea după ce a cântat cu domnul, am zis, zic, cine o fi? Și într-adevăr ne-a plăcut. Am vrut să, Georgel, pentru faptul că noi am venit așa îmbrăcați, am zis să-i facem o surpriză doamna Mariana Birică. Avem o piesă în duet, cu toate că tu spuneai cândva, când am venit la ziua doamnei Miora Parnica, că știi că sunt unele persoane care s-a apucat de cântat și mai târziu. Domnul Condruz s-a încercat și eu zic după mine că a ieșit foarte bine. Și avem o piesă nouă. Aveți duetul, dar puțin mai târziu. Da. Mai domnul târziu. Condruz, bine ați venit. Mă bucur că sunteți în această seară. Microfonul mai aproape, vă rog. Mulțumesc și bine v-am găsit. De asemenea, am venit pentru doamna Birică. Am urmărit-o pe dânsa, mi-a plăcut foarte mult. Și fiind prietenă cu domnul Dulgheru, zic, trebuie să fim cu toții împreună, sigur. Domnul Condruz e și impresar, domnule. Domnul impresar, să trăiască. Doamna Mariana, să știți că iubita mea vine în platou acum și vrea și ea un parfum din unul din cele două. S-o vedeți? Ia uitați-o cât de frumoasă este pauza de publicitate. Vino, draga mea! Alege-mi altă soartă, ca să-mi fie-n viață bine, nu-mi chinuiri ca mine. Nu știi soarta nimănui și nimic nu poți să-i spui, trecui prin bune și rele. A fost soarta vieții mele.
mi-a întins o mână și mi-a ales soartă bună. Când a vrut să mor în drum, măi, pus în căruța cu fân, măi, mititel și părăsit, doi oameni buni m-au găsit și-au făcut din mine om, măi, ca să ajung un mare domn, măi. Crescut prin străinii, măi, la Dumnezeu te închini, măi, cer noroc și sănătate, când rest faci tu de toate. Iar norocul vieții mele sunt copiii mei trei stele, suflet din sufletul meu, măi. Și acum sunt singur la greu, măi. Și-au lăsat al urmă mică pe mama și tatălor, măi, să-i așteptăm în prizbor, măi. Stau cu ochii în depărtare, poate vreunul apare s-aline la bătrânețe, gândurile cu tristețe. Vieții se întoarce, că așa-i lumea, n-ai ce-i face, că din tot ce dăruiesc, măi, ei la rândul lor primesc, măi. De când lumea și pământul, părinții-și la ei cu gândul și se roagă la icoane, ferește-i de rele, Doamne! La tata fecior am iubit o fată, o iubeam cu dor. Când eram acasă la tata fecior am iubit o fată, o iubeam cu dor. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, n-o uit până mor. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă.
frumoasă duce la fecior. Tata îmi spunea, desprace Maria, năsoară de cu ea. Într-o zi la masă, tata îmi spunea, desprace Maria, năsoară de cu ea. Și-avea gura ca frâguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, n-o uit până mori. Și-avea gura ca frâguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dulce la feciori. Mama îmi spunea, ia una bogată, uită dragostea. Dragostea, băiete, e un lucru trecător, dar cu banul în casă, seara dormi ușor. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, n-o uit până mor. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dulce la fecior. Și mă trec și eu, mândra ce-am iubit-o, o iubesc mereu. Sufletul mă doare, inima din piept, strigă după tine, vino că te aștept. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, n-o uit până mor. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dulce la feciori. Doamnelor și domnilor, o mare surpriză pentru o sărbătorită din această seară, pentru Mariana Birică. Doamna Mariana, veniți aici lângă, de fapt vin eu lângă dumneavoastră, dar nu trebuie să, trebuie să vă întoarceți cu spatele către camere, să zic așa, și doar să, să ghiciți cine, cine, cine nu este, sunt, că sunt doi, da? Cine ar putea fi? Ia să vină cei doi și Mariana Birică să-i recunoască, hai! Îi pune mâna, nu știu, ceva, o trage... Ia, ce? Ce mână e? De damă sau de bărbat? Bărbat. Și în partea cealaltă? Aici are ghiare. Unde? Ia, vedeți încă o dată. Vedeți încă o dată, puneți mâna. Copilul dumneavoastră, Roxana, și prietenul nostru de suflet și prietenul dumneavoastră, Florin Grigore. Florin, bine ai venit! Roxana, bine ai venit! Mă bucur că ești lângă mamii tău. Bine v-am găsit, Georgel. Bine v-am găsit! La mulți ani, mama! Să ne rămâi la fel de frumoasă și sănătoasă. Încă 1000 de ani să crești minunea asta noastră, la fel de frumos, cum spun eu și sper eu că m-ai crescut și pe mine. Dar știți ce mi-a zis în pauza de publicitate, fica dumneavoastră? George, ce să-i spun eu lui mama? Și am zis, cu ce să-i spui lui mama? Îi spui la mulți ani, îi spui și tu ce vrei. Păi da, dar ai auzit pe cine iubește cel mai mult? Că iubește pe cea mică. La microfon. Eram gravidă și îmi spune, fata, tu știi că te iubesc pe tine foarte mult, dar am auzit că bunicii așa o să-și iubească nepoții și mai tare. Nu, zic, nu cred. Și am născut-o pe Miriam și îmi spune după două zile, să știi că ca bunică iubesc mult mai mult. Păi da, a declarat în această seară și a spus, Florin, mă bucur că... Bine te-am regăsit, Georgel, bună seara, telespectatorii noștri, la mulți ani, doamna Mariana Birică. Și cred că îmi dau seama unde am făcut greșeala și am fost recunoscut.
Unde? În momentul în care i-am dat florile, mi-a recunoscut cămașa. A, e făcută de dumneai. Da. Așa este. În Anglia iarna lucrez. Dar să știți că adică el a... este made in promis... England, ca să ne înțelegem. Da, da, da. Adică nu... Să știți că el a fost în urmă, nu știu, cu vreo 2-3 luni la noi în emisiune și v-a lăudat, v-a felicitat, v-a mulțumit. A spus că este cămașa adică de la noi. Adică nu purtăm așa, cămașa autentică, tradițională, făcută în Anglia. Adică n-am... Da, da, da. Uite că se poate face și în Anglia. Da. Ceva ce? Frumos, dai dacă vrei. Se poate coase românește. Așa este. I-ai spus la mulți ani? La mulți ani, da, am spus. La mulți ai pupat-o? La mulți ani și de ziua de naștere pe 3 aprilie. Da. A fost acu de curând. Că noi dacă suntem berbeci amândoi, suntem acolo, ne sărbătorim păi, împreună. De fiecare dată voi știți că eu, de el cântă. La mulți ani și de Sfântă Marie Mare. Că chiar dacă nu se spune la mulți ani, noi totuși, nouă românilor ne place să petrecem. Am mai zis astăzi la radio Iași. Zice, acum se spune la mulți ani de cealaltă. Știți ceva, domn profesor? Că m-a băgat în direct și zic, i-am chemat pe toți la mine și i-am zis după ce au plecat, ziceți boda proste, că zice că de Sfântă Maria asta zice nu, nu să zice la mulți ani. S-a spus eu așa, am pomenit cu la mulți ani și de Sfântă Maria exact. Mare, de Sfântă Maria. Da, eu de când mă știu, fac și pe aia și pe aia. Eu știu, da, să zice că este bine, mai ales că Florin știe mult mai bine că este absolvent de teologie. Da, dar să știi cum se spune, Georgel, noi la român trebuie să avem motiv de petrecere și de sărbătoare. Și dacă e sărbătoare, la noi e sărbătoare, tată. Da, te rog să-mi spui, are Mariana Birică vreun defect? Ce spun și eu? Ce eu spun, nu? Are multe defecte. Care? Păi gătește extraordinar, face niște sarmale și o plăcintă. Cantități mici, da, cantități mici, se termină repede. Nu știu. Bine, suntem noi infometați. Un alt defect? Un alt defect este o prietenă adevărată și foarte bună și de nădejde și te poți baza pe ea oricând. Și multe alte defecte, nu mă pune să le spun pe toate. Să știi că și Corina i-a găsit defecte. Da? I-a găsit și Corina? Când cânta, era acolo. Da, eu trebuie să recunosc că am fost emoționată când i-am spus prima dată la mulți ani și am omis să spun faptul că s-a tot discutat despre faptul că e o bună gospodină și că a gătit pentru noi și că s-a pregătit de azi dimineață câteva ore bune, iar eu am omis să spun faptul că acest costum pe care îl port astă seară datorez faptul că îl port astă seară pentru că Mariana mi l-a sculptat așa pe ținuta mea așa foarte de silfidă în două zile. Adică a făcut treabă bună, da, că vine. Se pricepe și la croitorie, se pricepe, deci n-are are mâini de aur, doar 3-400 și care mâini de aur are mâini de aur, dar are și sufletul de aur, pentru că este o foarte bună colegă. Dacă o rogi ceva, exact cum au spus și ceilalți, nu se lasă până nu te ajută. Chiar dacă se lasă pe ea și te ajută pe tine. Deci nu mai defecte aveți, doamna Mariana. Da, da. Și mai tocmai de aceea sunt astăzi seara alături de ea. Se știe că sunt așa mai pretențioasă mai. Dar Mariana Birică merită din tot sufletul, toată atenția, toată admirația și tot respectul nostru. Da, încă o dată la mulți ani, Mariana. Chiar merită dragostea noastră. Vreau să mai spun că mai are vreo 3-400 de costume, o colecție foarte frumoasă acasă. Un muzeu, de fapt, să zic așa. Eu de fiecare dată când intru acolo, parcă mă simt așa în rai, știi, mă uit, mă sunt așa uimit, deja nu mai am mai amețeală. Cred că știi și tu, ai fost și da, tu am fost de multe ori și știu ce muzeu are, știu ce casă are, știu că are și un soț minunat și îți salutăm pe domnul Ștefan. Ați venit la București, eu acum vă aștept în Anglia. Ca să vedeți păi, și ce are acolo. Roxana. Ba da, am zis-o. Ba, da, am zis am martori. Da, dar să știi că eu nu vin singur. Cu toată lumea. Eu am jumătate după mine. Doamne ajută. Avem casă mare. Te așteptăm. Aveți, dar este destul de mare. Da, ia uite-o da. Și tu, pauza mea de publicitate. Vino, iubire. N-ar ști ce-i dragostea, ce s-ar face inima, de
n-ar ști ce-i dragostea, ar umbla pe acest pământ ca un nor purtat de vânt. Ar umbla din prag în prag, fără nimeni, nimeni drag. Vară n-ar mai fi, pomii nu s-ar legăna și nici cucu n-ar cânta. N-ar cânta izvoarele, n-ar sări soarele. N-ar cânta izvoarele, n-ar sări soarele. N-ar ști ce-i dragostea, vară, iarnă, noapte, zi, singură pe lume ar fi, fără niciun adăpost, fără dor și fără rost. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea, fără niciun adăpost, fără dor și fără rost. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea. Bravo! Florin Grigore cu un cântec foarte frumos. Să știți că Florin se pregătește, doamnelor și domnilor, frumos pentru realizarea unui videoclip. În curând îl veți vedea aici la Etno TV. Cât mai durează? Câteva zile. Câteva zile. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc. Și mă și bucur pentru emisiune. Mulțumesc frumos. Mă bucur că ai reușit să ajungi la această petrecere, la această bucurie. Nu aveam cum să vin. Oriunde eram, trebuia să vin la în seara asta la petrecerea Marianei. Păi da, pentru că ești unul dintre bunii prieteni, să spun așa, ai Marianei Birică. Da, și îi mulțumesc pentru asta, că fac parte dintre prietenii și apropiații familiei. Uite, în această seară trecem de la muzica populară la muzica ușoară, la muzica care înveselește așa sufletele oamenilor. Doamna Mirela Vișan, prietenă a emisiunilor noastre, un om minunat, o doamnă frumoasă, o doamnă distinsă, o doamnă elegantă, un om cu totul aparte. Sărut mâna, bună seara! Mulțumesc, bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt onorată că fac parte dintre prietenii Marianei. Îi spun și eu la mulți ani, îți ofer aceste flori. Când le-am văzut, m-am gândit, astea sunt ca Mariana. Da, mulțumesc din suflet. Și uite, doamna Mioara, pe lângă doamna Mioara am făcut prieteni adevărați. Că din grupul acesta noi ne-am cam ales așa, adică am simțit sufletele și ne-am împrietenit și rămânem prieteni. Așa să fiți toată viața prieteni, să vă înțelegeți, să vă respectați, să vă iubiți, să vă ajutați, pentru că prietenia asta se face greu, să zic așa. Dar când devii prieten cu cineva, prietenia trebuie să dureze multă, multă vreme. Uite, eu am o prietenie extraordinară cu Corina. O știu foarte pe Corina bine. De 20 ceva de ani. Eu am coafeza și manicurista de 45 de ani prietene. Deci nu le-am schimbat.
Așa foarte bine, foarte bine. E, acum, prietenia în zilele de astăzi durează, nu știu, o oră, două, trei zile, patru zile, cât ai interes. La noi nu. Eu interes... când mă lipesc de un om, mă lipesc. Uite și... Da, când se termină banii. Dar noi nu s-au terminat cântecele, doamnelor și domnilor, așa că avem multe cântece în această seară pentru dumneavoastră. Ne cântă doamna Mirela Vișan. El calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Tú eres todo lo que anhelé. Por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Foarte, foarte frumos. Mulțumesc. Felicitări, doamna Mirela. Doamna Mariana, am să vin lângă dumneavoastră pentru că am văzut ați scos materialele de suflet, da, aceste cărți și să le arătăm, vreți, da, telespectatorilor, da, că sunteți în această carte, Râmnicul Sărat, Gheorghe Petcu, o carte gândită de domnul Gheorghe Petcu, un județ mândru de trecutul său. Felicitări și meritați să fiți în această carte și aici. Aici este județul Buzău, o enciclopedie în care în această enciclopedie sunt și eu. Am înțeles. Astea sunt ale dumneavoastră, nu sunt de dat, nu? Da, sunt ale mele. Mă gândeam că aici sunt de... Aici o doamnă Doina Bârcă, care tot prin, da, doamna Mioara și care o știți toți, la fel m-a propus pentru această revistă, Independența Română prin Cultură și m-a... O salutăm pe doamna Doina Bârcă și dorim tot binele din lume. Îi spunem să rând mâna. Aici un domn care m-a sunat că a scris toate cântecele Mariilor de la Maria Lătărețu până la noi încoace. Mă pasă, o vreau și eu. Să știi că ți-o dau că am două. Da, să rămână, lăsați-o, da, aici. De fapt, toți în casă, să fiu sigur că nu o uit. Da. 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 Bun. Vreau să o salutăm și pe doamna Sofica Cărbunaru, că se uită la noi, transmitem toate cele bune. Să rămână doamna Sofica Cărbunaru. Așa. Corina,
te rog să vii și tu cu noi. Marius, doamna Angela, veniți aici lângă mine, pentru că trebuie să-i cântăm la mulți ani sărbătoritei noastre și să ciocnim o cupă de șampanie în cinstea Marianei Birica. Atunci să cântăm! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Mariana să trăiască, Mariana să trăiască, la mulți ani! Mulțumesc tuturor! Și altă dată o să facem și mai și mai lată. Și altă dată, și altă dată o să facem și mai și mai lată. Cât un plic, 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 cât un plic, 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 până nu mai rămâne nimic. Cât un strop, 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 cât un strop, 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 până nu mai rămâne nimic. În această seară rămâne cântecul popular pentru cei de acasă. Doamnelor și domnilor, Mariana Birică și invitații noștri, ascultați! Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicul sărat. De ce beau un vinișor? De-aia mi-este mai ușor. N-am ce face, fiindcă apa ruginește, dar vinul mă-nveselește. Hai, Dahuța, huța, huța, hai să mergem cu căruța, hai, la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicul sărat. Soțuică de prună, intră-n cârciumă și bea, să-și mai dreagă inima. Hai, Dahuța, huța, huța, hai să mergem cu căruța, hai, la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicul sărat. Hai, Dahuța, huța, huța, hai să mergem cu căruța, hai, la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicul sărat. Ești joc de-al bătrânesc și joc românesc.
zile nu sta pe gânduri, fiindcă mâine îmbătrânești. Cântă, joacă și petrece, astăzi să simți că trăiești. Anii nu-i mai număra, ca să vezi că ești bătrân. Ce te drag și ce iubești, tu să strângi mereu la sân.
Să jucăm cu micu male, până soarele răsare. Nimeni să nu stea pe loc, la mulți ani și mult noroc. Să jucăm cu micu male, până soarele răsare. Nimeni să nu stea pe loc, la mulți ani și mult noroc. Sus paharul să ciocnim, hai cu toți să chefuim, că e nunta nunților. Fericire mirilor, sus paharul să ciocnim, hai cu toți să chefuim, că e nunta nunților. Fericire mirilor. Vino lângă mine, prieten drag, astăzi vreau să ne întâlnim la cârciuma din șosea. Un pahar vreau să ciocnim. Vino lângă mine, prieten drag, astăzi vreau să ne întâlnim la cârciuma din șosea. Un pahar vreau să ciocnim. Un păhărel de fetească sau valea călugărească, doar tu ai stat lângă mine când mi-a fost și rău și bine. Un păhărel de fetească sau valea călugărească, doar tu ai stat lângă mine când mi-a fost și rău și bine. Greu în viață, mi-ai pus în suflet speranță și n-am fost singur pe lume. Tu mi-ești frate pentru mine. Când mi-a fost, Doamne, mai greu în viață, mi-ai pus în suflet speranță și n-am fost singur pe lume. Tu mi-ești frate pentru mine. Unii spun că sunt prieteni când cu ei pe-i chefuiești, dar când ești la greu, măi frate, pe niciunul nu-l găsești. Unii spun că sunt prieteni când cu ei pe-i chefuiești, dar când ești la greu, măi frate, pe niciunul nu-l găsești. Prietenii sunt de multe feluri, unii în față îți zâmbesc când pleacă de lângă tine, nu mai de rău te vorbesc. Prietenii sunt de multe feluri, unii în față îți zâmbesc când pleacă de lângă tine, nu mai de rău te vorbesc. Azi vreau să închinam paharul pentru un om cu suflet bun. El e prietenul meu și nu m-a lăsat la greu. Azi
vreau să închin în paharul pentru un om cu suflet bun. El e prietenul meu ce nu m-a lăsat la care mi-au trecut în pripă, pe-a vieții mele aripă. Anii trec, nu stau pe loc, dă-mi, Doamne-n viață noroc. Anii care mi-au trecut în pripă, pe-a vieții mele aripă. Anii trec, nu stau viață noroc. Haideți să închinăm paharul, să ne cânte lăutarul, că viața e așa frumoasă, cu prietenii dragi la masă. Haideți să închinăm paharul, să ne cânte lăutarul, că viața e așa frumoasă, cu prietenii dragi la masă. Astă lume și purtăm același nume. Doar de Dumnezeu mi-e teamă, cât avem aceeași mamă. Fratele-mi spală obrazul când mă lovește necazul. Iar când am o bucurie, primul fratele meu știe. Așa sunt pe lume, frații, nu uită unii de alții. Dacă n-au tot se împrumută și frații între ei se ajută. Așa sunt pe lume, frații, nu uită unii de alții. Dacă n-au tot se împrumută și frații între ei se ajută. Că împărțeam pe jumătate tot ce ne punea pe masă măicuța la noi acasă. Că a fost vreme rea sau bună, am crescut frate împreună. Și nimeni nu o să poată să ne despartă vreodată. Așa sunt pe lume, frații, nu uită unii de alții. Dacă n-au tot se împrumută și frații între ei se ajută. Așa sunt pe lume, frații, nu uită unii de alții. Dacă n-au tot se împrumută și frații între ei se ajută. Nevoie pentru tine, vând și haina de pe mine. Să te ajut bine să-ți fie, că asta înseamnă frăție.
primul ajutorul când ți-l cere frățiorul. Și să ierți chiar de greșește că fratele te iubește. Așa sunt pe lume, frații, nu uită unii de alții. Dacă n-au tot, se împrumută și frații între ei se ajută. Așa sunt pe lume, frații, nu uită unii de alții. Dacă n-au tot, se împrumută și frații între ei se ajută. Bravo! Și-a de mâicuța la poartă. Tristă e și îngândurată, cu privirea lăcrimată. Să vadă de bine fata, ori cu trenul, ori cu rata. Să vină din depărtare, că dorul este prea mare. Faci tu, fata mea, că sunt tare singurea, mă. Și nu am pe nimeni să-mi aline durerea, mă. Eu îți cânt, măicuța mea, că ai avut o viață grea, mă. Și nu ai avut cui spune focul ce-am ognit în tine. Glasul meu și cântecul îți mângâie sufletul, măi. Cântecul ți-o alina, măicuță, durerea ta, măi. Eu îți cânt, măicuța mea, că ai avut o viață grea, măi. Și nu ai avut cui spune focul ce-am ognit în tine. Suferit prea mult, măicuță, pe acest pământ, măi. Dar acum te-o bucura când te-ai put din viața mea, măi. Eu îți cânt, măicuța mea, că ai avut o viață grea, măi. Și nu ai avut cui spune focul ce-am ognit în tine. Cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de ne ca să uite, să-i fac clipe în viață fericite. Să-i zic unul pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi.
zebene amintirile, ușor să-i curgă lacrimile. Dacă ai necaz arză la focul, sau zici că te-a părăsit norocul, nu uita, toate sunt trecătoare, mai las-o încolo de supărare. Pune lăutarul ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de multe, nu-ți mai face inima rea, omule, că-ți trece viața. Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cu cei dragi când ești la veselie, îți urez numai așa să-ți fie, să pui lăutarul ca să-ți cânte, și cu el te iei pe întrecute, până dimineață chefuie, pe toate te da să le trăiești. Pune lăutarul ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de multe, până dimineață chefuiești, pe toate te da să le trăiești. Știi ce a zis doamna Angela Săftoiu? A zis că nu vă stă rău, vă stă bine. Dar ce să însemne asta? Așa pe față, așa, public, așa... Băi, când doi se iubesc, nu mai contează ce și cum. Lasă, nu fii gelos! Da, chiar nu fii gelos, nu fii gelos! Nu fii gelos!
Rasca, știi că și pe tine te iubesc. Da, știu că și pe mine mă iubești. Dar o iubim și pe sărbătorite pe doamna Mariana și încă o dată îi spunem la mulți, la mulți ani. Ani. La mulți ani, Mariana! Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Stau și mă gândesc că o știu pe doamna Mariana Brică. Tu erai un copil. Da, cred că care? De peste 20 ani. Care era, care era copil? El era un copil. Și Corina cum era? Nu era așa copil? Era mai coaptă așa. Erai, da. Da, nițel, nițel. Nițel, da, încă o dată la mulți ani. Vă stimez, vă iubesc. Chiar, da, ce să mai spun eu, că știți acest lucru. Că de multe ori am fost în casa dumneavoastră, de multe ori ne-ați servit cu de toate și cu colegii mei din televiziune. Am făcut filmări și la Vâlcele, la Buzău, acolo, în Casa Părintească și la Sărbătoarea Pepenilor. Și mulțumesc încă o dată pentru că am niște videoclipuri făcute cu tot dragul și sufletul de tine când filmai. Cu mama, când era tăia mama. Da. Uite, au rămas amintiri și... Îți mulțumesc cât o-i trăi, îți mulțumesc. Să fiți sănătoasă, să fiți sănătoasă. Și mi-a părut rău când am auzit că mama nu mai este. Pe 1 octombrie face 9 ani. Au trecut 9 ani. Dumnezeu să o odihnească, Dumnezeu să o ierte, da. Și chiar îmi pare foarte rău. Vreau să vă mulțumesc, dragii mei invitați, pentru că în această seară ne-ați adus bucurie prin cântec. Vreau să mai spun și eu ceva, dacă tot vine Sfânta Mărie. Am și eu doi sărbătoriți în familie. Așa. De mama mea, care pe 9 poi mâine împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, să rămână. Și pe nepoata mea, pe care o cheamă Ana Maria. Și nu numai, mai am o măriucă mică. Și pentru toate măriile și toți mărinii și special pentru doamna Mariana. Și mama mea de suflet și pentru mama mea bună de acasă, care împlinește o frumoasă vârstă. Eu am la fin dragi. Și finuțe, n-are rost că dacă da. Dar ei știu care sunt Maria și care sunt Mario, deci știu lucrurile acestea și le spun la mulți ani din partea nășicilor. La mulți ani și din partea noastră, să trăiască și Nea Maria Încăpățână, mi-a trimis un mesaj și se uită la noi. Nea Maria Încăpățână, un adevărat părinte pentru sufletul meu, am lucrat cu dumnealui mulți ani în cealaltă televiziune, TVH, că nici nu mai există, și s-a bucurat să o vadă și pe Corina și pe dumneavoastră, că dumnealui vă știe pe toți, da, pentru că ați colaborat. Ce să se zic și eu, la mulți ani, nașule! Nea Marnică, la mulți ani, să trăiești, să fii sănătos și să ne vedem cu bine. Și la mulți ani tuturor măriilor și tuturor măriilor. Da, tuturor. Și încă o dată, doamna Maria Petcu de la Buzău, la mulți ani! Sărut mâna doamna Maria la mulți ani. Mâine seară, doamnelor și domnilor, o sărbătorim pe Maria Loga. Iar pe 8 septembrie, chiar de Sfânta Marie, o sărbătorim pe Maria Văduva. Avem așa numai sărbători în această săptămână, pentru că asta ne-am propus, să le sărbătorim pe cele ce poartă numele de Maria. Eu vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc numai bine. Și m-am bucurat că am văzut-o și pe doamna Angela. Fiți atenți, uite, eu aș vrea să vină lângă noi doamna Angela, pentru că nu a fost, și ziua dumneei a fost de curând, din câte știu, da? Doamna Angela, a fost ziua ta. Așa, că știu că... A fost ziua mea pe 31 august. Am împlinit 70 de ani. 70? La mulți ani! Mulțumesc. Nu, o sărbătoresc și eu, dar a murit un cumnat al meu și n-am vrut, are două săptămâni. Nu s-a răcit, Că eu i-am propus, am vrut să o sărbătoresc, am vrut să facem și cu arhivă, pentru că doamna Angela... Dar o să facem, dar cred că luna viitoare. Bine, luna viitoare. Mai din vreme. Așa, ne întâlnim tot aici, pentru că aici este casa artiștilor. Locul nostru. Da, este locul dumneavoastră și eu mă bucur că vă simțiți bine. Și dacă dumneavoastră vă simțiți bine și eu mă simt foarte bine. Dar ce credere ai că dacă n-ai fi tu, noi ne-am simți la fel? Eu vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru dragoste. Cel mai mult face moderatorul. Ziceți? Cel mai mult. Ia-o-ți, domnul Ghimet, vezi? Da, ca să știți. Și cameramanul? Ghimet, cum? Ei sunt primii. Ei sunt primii, ei așa. Ei ne arată așa frumos. Da. Știți că în regia de emisie... Mai ales pe mine mă face slab, așa. Da. Uite, pentru că suntem la final de emisie, știți cine este în regia de emisie? Ia. Nu știu, cine este? Cine este? Alexandra Drăguț, da? Alexandra Drăguț știm, dar poate o surpriză. Andra Tică.
Andra Tică. A fost la matinal și acum este la Seara Românească. Andra Tică, o fată minunată. Sunt foarte mulțumit de ea, mi este tare, tare dragă să rămân mâna Andra. Să ajute Dumnezeu. Așa cum îmi este și Alexandra. Bine, că dacă vă împăcați bine, iese emisiunile bune. Am două fete jos pălăria, doamna Angela, să-mi trăiască. Păi vezi și știți ce mai am acolo în regie? Roxana mea? Este și Roxana, este acolo și ea. L-am pe inginerul de sunet, pe domnul Nicu, un alt om minunat. Nicu, să-mi trăiesc, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și acolo îl am pe regizorul meu de suflet, pe Daniel Munteanu, cel care dă cele mai frumoase cadre. Regizorul meu de suflet, să-mi trăiești 1000 de ani, să rămână. Și am în mecere pe Angie, colega noastră, l-avem pe Cătălin, avem și pe Andrei în mecere și uite, în platoul nostru băieții de filmare, l-avem pe domnul Ghimet, l-avem pe regizorul... De 110 ani. Am crezut că ziceți 110 kg. Da, de 110 ani îl cunoașteți. După aia Bogdan Lazar, regizorul nostru de platou, îl avem pe Costin, colegul de la camera numărul 16, la camera numărul 14, șeful cameramanilor, domnul Adi Peptea. Și el este vechi de când îl știu. Este, da. De când mă știu, îl știu. Este vechi? Să știți cei care ne vedeți că pe dumnealor nu-i vedeți, dar sunt niște oameni excepționali, foarte cu bun simț și foarte buni. Sunt minunat, sunt colegii mei, sunt frații mei, să-mi trăiască, să-mi trăiești și dumneavoastră, vă mulțumesc. Mulțumesc! La final de emisie ne cântă sărbătorita Mariana Berică. La revedere! La Buzău flăcăi și fete joacă sârba pendelete. Buzoiencele în joc parcă-s flori de busuioc. Și de mama focului joacă sârba satului. Băieții nu stau pe loc și iau fetele la joc. Așa-i sârba din străbunici, se joacă la român. Haideți, uite, măi, flăcăi, și strigați odată, hăi, ca-n Muntenia la noi să răsune peste voi. Ia te uită, măi, țățică, la Victor și la Ionică, joacă sârba împreună și trag câte o strigătură. Ține vestele de mână și joacă sârba împreună. Lângă ei mă prind și eu, că mi-e drag de neamul meu. Și uite așa joacă și satul de la un capăt la altul. Joc cu toții împreună, hora sârba lor de mână. Joacă sârba tot pe loc, de reia călcâiul foc. Joacă și hora lor bună, cu tot satul împreună. Joacă sârba tot pe loc, de reia călcâiul foc. Joacă și hora lor bună, cu tot satul împreună. Bravo! La revedere!